Pe biletul de ieri am avut, din păcate, un meci pierzător în România. CFR Cluj nu a fost în stare să dea un gol. Am jucat că CFR va marca 1-3 gol. Au făcut 0-0 cu Voluntari, una dintre cele mai proaste echipe din campionat. Și a mai jucat și pe tenis Dimitrov să câștige. Dimitrov a pierdut 3-1, dar atenție, în ultimele două seturi Dimitrov a fost accentat. A stat pe teren nevrând să abandoneze, crezând el că e mai onorabil să stea pe teren încă două seturi, să nu joace absolut nimic. Cu Zverev și Karatsev își va întâlni finalul. Astăzi avem Champions League, Leipzig cu Liverpool. Leipzig, o echipă foarte solidă, am văzut-o în campionat, foarte bună, a pierdut doar două meciuri cu Dortmund și un meci surpriză, înfrângerea de la Mainz. Leipzig în ultimele 3 meciuri are victorii 3 la număr în campionat, un singur gol primit. Adevărat, a avut înfrângerea aceea la Mainz, înainte a mai avut o victorie, a mai avut și o înfrângere cu Dortmund, dar în campionat e de spus că împotriva lui Bayern München nu a pierdut, a făcut 3-3. Atitudine. În meciul ăsta cu Liverpool se va juca în Ungaria, pentru că germanii nu primesc cetățeni din Marea Britanie, că na, se tem de coronavirus, noile tulpini. O vrăjeală de asta din cauza că au ieșit aia din Brexit. S-au impus niște PD, 37 de goluri date, 18 goluri primite. Deci cea mai bună defensivă din campionat din Germania, da? De vrem. A avut victorii cu 2-0, maxim 2-1 și victorii cu 1. Sig poate să facă față lui Liverpool, care are o serie proastă, 3 înfrângeri, 0-1 cu Brighton, 1-4 cu City, 1-3 cu Leicester. Deși aici au jucat destul de bine, cu Leicester au avut au condus. Portarul lor este la pământ, pur și simplu a făcut gafe incredibile și în meciul cu City și în meciul cu Leicester. Prin Salah și Mane, cam în acești doi jucători se bazează, iar aceștia nu prea mai joacă grozav. În ultimele meciuri Salah mi s-a părut un jucător absolut modest. În meciurile din Champions League, Liverpool nu se vede că anul ăsta are trece printr-o cădere, o cădere la nivel de concentrare. Jucătorii deja au luat titlul, au luat și Champions League-ul și nu prea au mai putut să se motiveze la fel și în acest sezon. Un pariu Leipzig 1x la cotă 1.64. Următorul meci ar fi Barcelona cu PSG. Barcelona a reușit să obțină câteva victorii, dar se vede că nu mai este acea forță care să domine foarte, foarte clar meciurile. Cu Betis s-au bătut doar un 2-1, cu Alaves au făcut scor. Un meci care a amintit de Barcelona în formă foarte mare de anii trecuți. A dat un 5-1 cum cu Alaves. PSG merge foarte slab în ultimele meciuri de campionat. Se mulțumesc să plimbe mingea cu adversare modest. Au bătut cu Marseille 2-0, dar nu au jucat decât în prima repriză, au dat două goluri, apoi le-au lăsat mingea celor de la Marseille. Cu Nice din nou au bătut 2-1 cu destulă șansă, zic eu că Nice jucase bine, ar fi meritat un egal. Înainte am mai pierdut cu Lorient 1-2, în rest e adevărat victorii, pentru că în Franța oricum echipele sunt foarte slabe. Barcelona are o cotă mică, 1.75 la victorie. Barcelona și-a revenit, dar a și primit goluri, cu Betis a primit două goluri, cu Bilbao a primit gol. Noroc, Barcelona are o ofensivă, nu o văd pe PSG să câștige. Ar fi Barcelona PSG, o să joc DNB1 la o cotă de 1.37. Următorul meci o să joc din tenis. Avem meciul dintre rușii Rublev și Medvedev. Acolo e un meci echilibrat, amândoi au un stil de joc foarte bun, foarte incisiv, cu lovituri plane. Amândoi sunt extrem de buni pe suprafața rapidă. Medvedev a avut ceva dificultăți, a avut nevoie de 5 seturi să-l bată pe Lajovic, în timp ce Rublev nu prea a avut nicio problemă în acest turneu. Rublev este un jucător care poate vine un pic din urmă. Medvedev a făcut niște finale la US Open anul trecut, dar și acest Andreea, că în trecut l-a bătut Medvedev 3-0 și 2-0. Cred că Rublev în sfârșit acum se va mobiliza mai tare și cred că va lua un set. Astfel că pariul meu merge pe minim un set Rublev la o cotă de 1.35. Din aceste trei cote facem o cotă de 3 totală. Ăsta este biletul meu pentru această seară de marți, 16 februarie. Mersi de atenție, baftă la pariuri!